pelicanii creți sunt o specie diferită, ușor mai mare, care nu migrează până în Africa, deci nu e migrator de pe distanță lungă ca pelicanul comun și mult mai puțin numeros. În România cuibărește în câteva locuri, colonii foarte, foarte restrânse de câteva zeci sau peste 100 de perechi. Iar una dintre colonii este asta de aici. Asta e și motivul pentru care nu doar noi considerăm asta, este, fiind vorba de o specie strict protejată, este de o importanță deosebită faptul că în urmă cu 10 ani, aproximativ 10 ani, aici s-a stabilit o nouă colonie în afara deltei Dunării, semn că există cumva o, în ultimele decenii o redresare a populației care a determinat să înceapă să reocupe diferite zone din vechiul areal de cuibărit și să se alcătuiască noi colonii. Progresiv numărul a crescut de la un an la altul, iar la ora actuală efectivul e undeva între 50 și 60 de perechi, ceea ce pentru o colonie de pelican crezi, trebuie spus că îi cuibăresc în efective mult mai mici și în colonii mai dispersate, dar 50-60 de perechi este deja un număr foarte bun pentru o colonie de acest gen.